Poveștilor Cartunito, cei trei purceluși. Laurei îi place să se joace de aprinselea cu frații ei mai mari. Au o minge foarte specială. Este roz și rotundă, exact ca botul unui porcușor. John îi aruncă mingea lui Michael. Aceasta trece pe deasupra capului Laurei. Uneori e greu să fii sora mai mică. Nici dacă se ridică pe vârfuri, nu reușește să prindă mingea. Dar Laura nu vrea să fie mereu cea care trebuie să prindă mingea, așa că acum se străduiește din răzputeri. Sare cât de sus poate și atinge mingea. Aceasta sare prin cameră. Apoi aterizează cu un bufnet în spatele scrinului. Laurei îi pare rău. Cum se vor mai juca de aprinselea fără mingea lor specială? Trebuie să o găsească, dar nu se vede nicăieri. Poate s-a rostogolit în gaura șoricelului. Laura vâră mâna înăuntru și atunci se întâmplă ceva foarte straniu. Gaura șoricelului începe să se facă tot mai mare până când este loc suficient ca să treci prin ea de partea cealaltă. Laura, Michael și John nu s-ar fi gândit niciodată că în spatele plintei se află un bâlci de vară. De copaci sunt atârnate fanioane și sunt multe gherete cu jocuri. Sunt atâtea lucruri de făcut! Michael își încearcă norocul la doborâtul nucii de cocos. John își testează forța și face clopotul să sune. Dar Laura a găsit ceva și mai distractiv. E un concurs de cine poate construi cea mai bună casă din paie, bețe și cărămizi. Și oricine poate participa. Michael, John, veniți să vedeți asta, îi cheamă Laura. Există și costume. Un bot roz, ureche ascuțite și o coadă încovrigată pentru fiecare dintre ei. Ce ciudat arătăm așa îmbrăcați în porcușori, spune Laura. Acum sunt gata de joc. Michael e cel mai mare, așa că el alege primul. Paiele îmi vor face casa frumoasă și călduroasă, spune el. Aceste bețe îmi vor face casa mare și înaltă, zise John. Bietei Laura îi rămâne grămada de cărămizi mari și grele. Michael a fost foarte ocupat cu clădirea casei sale din paie. Adaugă ultima bucată și este gata. Am terminat, spune Michael mândru. Casa mea va câștiga sigur. Dar cine se apropie în spatele lui? E un lup și pare foarte înfricoșător. Bună, purceluș, spune el. Lui Michael nu-i place de el, nu-i place deloc. Fuge în casa lui de paie și trântește ușa. Purceluș, purceluș, lasă-mă să intru, spune lupul. Nici prin gând nu-mi trece lup hâtru. Atunci am să suflu și casa am să dobor cu tine înăuntru, strigă lupul. Hârâind, trage aer în piept și apoi suflă cât poate el de tare până când căscioara din paie se năruie cu totul. Michael se uită speriat la lup. Apoi fuge cât poate de iute.
John și-a terminat de construit casa din bețe. Am terminat, spuse el. Casa mea va câștiga sigur. Repede că vine lupul, strigă Michael. John dă fuga înăuntru și trântește ușa. Purceluși, purceluși, lăsați-mă să intru, spune lupul. Nici prin cap nu ne trece lup hâtru, răspund ei. Atunci am să suflu și casa am să dobor cu voi înăuntru, zice lupul. Trage aer adânc în piept, umplându-și plămânii de tot. Apoi suflă și iar suflă cât de tare poate până ce căscioara din bețe se năruie cu totul. Michael și John se uită speriați la lup. Apoi fug cât pot de iute. Casa făcută din cărămizi e mult mai mare și mai masivă decât casa făcută din paie și cea făcută din bețe. Fiu, face Laura. În sfârșit am terminat. Michael și John fug pe lângă ea și intră în casă. Repede că vine lupul, strigă ei. Laura dă fuga în casă și trântește ușa. Ghici cine e? Spune lupul, bătând la ușă. Purceluși, purceluși, lăsați-mă să intru, spune lupul. Nici prin gând nu ne trece lup hâtru, răspund ei. V-am năruit casa de paie, v-am năruit casa de bețe, vă pot nărui și casa de cărămizi, se laudă lupul. Cei trei purceluși închid bine ochii. Lupul își umflă pieptul și suflă până se face albastru, dar nu poate nărui casa făcută din cărămizi. Cei trei purceluși sunt foarte fericiți. Dar ce e sunetul acela puternic ca un zgâriat? Lupul este pe acoperiș, se uită pe horn în jos. Cei trei purceluși aprind atunci un foc mare. Acesta arde în vâlvătăi până ce un nor mare și negru iese pe horn. Lupul i-a acoperit de funingine. Pleacă, domnule lup, altfel îți vom arde coada, strigă Laura. Lupul e foarte mândru de coada lui stufoasă. Nici în ruptul capului nu ar vrea să-i fie arsă. Trebuie să mai fie o cale, spune el. Lupul e foarte deștept. Găsește cheia de rezervă sub ghiveci și descuie ușa din față. Cei trei purceluși sunt foarte speriați. Le tremură genunchii și mâinile le tremură. Nu am vrut să vă sperii, spune lupul. Eu sunt arbitrul. Casa Laurei nu s-a năruit când am suflat tare, așa că ea e câștigătoarea. Laura e tare fericită. Toți o aplaudă furtunos. Se simt foarte caragioși că s-au speriat așa. Lupul ține o petrecere specială și Laura e invitat de onoare. Se distrează bine bând lapte de cocos cu paiul și dansând pe toate cântecele lor preferate.
Timpul zboară și Laura, Michael și John trebuie să meargă acasă. Își dau jos costumele și oferă lupului ecusoanele în semn de mulțumire pentru frumoasa petrecere. Își iau rămas bun și trec înapoi prin gaura șoricelului. Ce aventură au trăit! Totuși, biata Laura e încă tristă că nu au găsit mingea. Dar asta ce e? Michael a găsit-o! Acum eu voi sta în mijloc, spune el. A dublat în limba română Teo Trandafir, regia Gabriela Codrea, traducerea și adaptarea Mircea Pricăjan. Dublajul a fost realizat de Broadcast Text International.